Domnilor și domnilor, am revenit în direct împreună cu domnul Ludovic Orban, candidat la președinția României, președintele Forța Dreptei. Mulțumesc pentru prezență, pentru participare. Vorbeam despre ce ați face dumneavoastră în momentul în care ați deveni președintele României pentru sectorul ăsta agricol. E important să le reamintim oamenilor că are o pondere importantă la nivel național agricultura și satul românesc în mod deosebit, undeva la 48% până în 50% din oameni. Satul românesc este păstrătorul identității noastre, este locul de unde ne tragem seva, acolo se păstrează tradițiile, sufletul românesc, care izvoră din relația directă cu natura, cu satul românesc, în mod evident, trebuie să fie prioritar pentru orice om politic din România. Sigur că satul românesc nu mai înseamnă să lași lucrurile exact cum erau acum 100 de ani. Înseamnă totuși să creezi condiții din punct de vedere al infrastructurii, pentru că ai nevoie de infrastructură, de condiții normale. Decente. De viață. Ai conectare la apă, la canalizare, eventual să ai, dacă e rentabil, distribuție de gaz, să ai rețele de telecomunicații, astfel încât să... Să știți că a început de, cred că de 5-7 ani de zile, e o tendință de mutare din oraș, adevărat că să stai între betoane, asfalt, da, ciment, sticlă. Mai ales în timpul pandemiei, sunt foarte mulți care au mers în zona rurală. E o tendință de mutare, de revenire. E adevărat că mai mult în arealul, mai degrabă în arealul metropolitan, adică la distanțe, să spun, de maxim 30 de kilometri. Chiar dacă cineva are loc de muncă, să spun, în Sibiu, dau un exemplu, poate să stea la gura râului sau dacă are loc de muncă în Brașov, poate să ducă să stea la Sânt Petru sau la Hărman. Adică există o tendință din asta de mutare. Dumneavoastră locuiți în oraș sau lângă oraș? Eu locuiesc în Dobrești. În Dobrești. Pe malul lacului. Am înțeles. În comuna Dobrești stau. E o tendință pentru că nu e natura umană să ai o mică grădiniță, să ai un pâlc de pădure, să ai un unde lac, te relaxa, da, aproape de lac. Atunci când ești mai aproape de natură, când ai comuniunea cu mediul în care noi, ca oameni, ne-am dezvoltat. Este natural și firesc. Ori eu cred că investiții serioase în satul românesc, în satele viabile, atenție, unde există într-adevăr. Din păcate, noi nu mai avem la... Era Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului. Acum se numește numai Ministerul Dezvoltării și un fel de facturier pentru programe de investiții. Numai arhitecți specializați în amenajare, pentru că trebuie să ai niște planuri de amenajare în colaborare cu autoritățile județene, cumva să ai, practic, o gândire de dezvoltare pe 15 ani, 20 de ani. Da, dar trebuie să le dăm și de lucru celor care merg în sat, nu doar să locuiască, ci să și muncească acolo, să-și găsească o ocupație. Fără discuție. Pentru asta, de exemplu, s-a și băgat pe PNS, de fapt s-a introdus încă din exercițiul anterior, investiții în activități non-agricole, adică să dezvolți un serviciu de mașini, un atelier, da, de tâmplărie. Da, un coafor sau mai făcut, servicii mai mult. S-a scos, cred că, exercițiul ăsta cu pensiunile, că deja... Să transformau în altceva pensiunile. Da, adică mulți au folosit acești bani nu ca să facă agroturism, ci ca să își facă, de fapt, vile, ca să o spunem pe aia românească. Dar trebuie în activități economice non-agricole care... Da, de exemplu, ca cineva îți vine să investească într-o comună, să spun, de la 20 de kilometri de Deva sau de Arad... trebuie să aibă câteva lucruri simple. Să aibă infrastructură, apă, canal, curent, gaz, telecomunicații și de asemenea să aibă infrastructură de transport, ca ceea ce produce să poată să transporte și să aibă și posibilitatea de a aduce mână de lucru. Asta e una din marile probleme care există astăzi în România, faptul că e criză de mână de lucru. În special de mână de lucru calificată, pentru că, din păcate, acum 16-17 ani de zile
a fost distrus învățământul tehnic și profesional, a devenit un fel de cenușăreasă și în ziua de astăzi dai cutunul, plângi după meseriași. Cei din agricultură știu foarte bine ce probleme au. Mai ales că utilajele moderne sunt utilaje care presupun un anumit nivel de pregătire, un anumit nivel de cunoaștere a sistemelor de comandă. Nu mai e numai schimbătorul de viteză și, să zic, volanul. Sau, da. Sunt sisteme mai moderne, ori aici e absolut necesară renașterea învățământului tehnic și profesional. Bun, haideți că am niște întrebări pentru dumneavoastră din partea domnului Nicu Vasile, președintele LAPAR. Cred că ați auzit de LAPAR, e asociație profesională care îi reprezintă pe fermieri și dumnealui spune așa. Fără o strategie economică socială, multisectorială, pe termen lung, bazată pe criterii de performanță, e greu să reziste fermierul român să fie profitabil în condițiile în care principalul război e pe resurse, iar agricultura românească e în totalitate dependentă de celelalte economii europene. Pământul e cea mai mare resursă pe care o avem. Cum vede domnul Orban următoarele probleme ale agriculturii? Ce înseamnă fermă mică? Ce suprafață minimă trebuie să lucreze? 2. Ce profit minim pe hectar trebuie să înregistreze ținând cont de coșul zilnic al consumatorului? Și mai are a treia întrebare. Cum vom face schimbul de generații în agricultură ținând cont că avem peste 260.000 de fermieri din cei 790.000 de fermieri înscriși la APIA trecuți de 70 de ani? Pe părerea mea, o suprafață, ca să spun, să-ți asigure cât de cât o activitate de fermă, nu pentru subzistență, este pe minim 10 hectare. Ceea ce este definit ca fermă medie este între 50 și 300 de hectare. Și eu am zis că e un deziderat să dezvoltăm fermieri care să aibă cât mai mulți fermieri care să aibă capacitatea. Bun, iertați-mă o secundă. Profitabilitatea trebuie calculată ca venit pe... Dacă ai costul de înființare, să spun, al culturii, pe grâu dau, da? Ai 4.500-4.600, ai costul de înființare, știi că îl vinzi cu 800 de lei tona, practic rentabilitatea îți apare de la o... Dacă ai predictibilitate. De la o producție de 5.700 de tone la hectar, 5.700 tone la hectar. De aici îți apare profitabilitatea și evident trebuie calculată, sigur, asta le faci pe profitabilitate. Eu de-aia spun că apa este fundamentală și că prioritatea zero pentru noi e sistemul de irigație, pentru că în momentul respectiv, practic, poți să viabilizezi toate tipurile de fermă și ai o garanție mai mare că faci, pentru că acum hai să fim serioși. În materie de semințe, de exemplu, noi avem ferme semicere care îți asigură, chiar dacă nu sunt neapărat soiuri autohtone, sunt soiuri de astea, dar avem ferme semicere care îți asigură într-o proporție de aproape 100% necesarul de semințe. În materie de celelalte inputuri, evident că sunt probleme și conjuncturi de piață în care pot să-ți apară anumite creșteri pe cum a fost creșterea la combustibil, la motorină, care n-a fost compensată prin subvenție la nivelul creșterii efective al prețului. În mod normal trebuia să fie o compensare mai mare prin subvenția care este acordată pe motorină. Dar se poate face calculul viabilitatea unei ferme cam de la ce suprafață, dar trebuie făcută niște condiții superioare. Dacă vorbim de condițiile de astăzi, într-adevăr, riscurile sunt foarte mari. Adică e foarte complicat să ai profitabilitate. Evident că trebuie o gândire strategică la nivel național care să permită utilizarea tuturor instrumentelor care le are la dispoziție, afară de piață efectivă, instrumentele pe care le are la dispoziție, dar inclusiv negocieri la nivel european, pentru că, din păcate, noi suntem dependenți în mare parte în agricultură de politica agricolă comună, care este adoptată pentru fiecare exercițiu financiar multianual pe 7 ani și care poate să aibă avantaje pentru noi sau poate să conțină dezavantaje. V-am dat un simplu exemplu de faptul că am negociat prost convergența și că, în mod normal, noi trebuia să avem convergența poate după 10 ani de la integrarea în Uniunea Europeană. Dar aici mai e și o chestiune. Trebuie, într-un fel, și stimulați fermierii să investească, pentru că sunt ani buni în care au profituri mari, ori în mare parte aceste profituri nu au fost folosite pentru eficientizare, investiții în eficientizare, sau pentru investiții să-și facă un silos, de exemplu, ca să poată să
îți țină în bune condiții, în serios, te costă 2-3 milioane de euro, sau să se asocieze. Avem și problema asta că românul încă cu trauma care a fost agricultura colectivistă, asocierea forțată în care au fost obligați și în care de fapt ei n-au avut niciun fel de putere asupra proprietăților, foarte greu se asociază. Ori tendințele moderne sunt de asociere. Nu te asociezi ca să pui terenul la mijloc. Te asociezi, de exemplu, ca să faci un silos comun unde să poți să depozitezi. Sau te asociezi ca să nu se ducă fiecare crescător de legume la piață să aibă taraba lui la piața din nu știu ce să-și vândă, ci un sistem de desfacere comun. Bun, dar dacă oamenii nu înțeleg, poate că la un moment dat ar trebui stimulați să facă lucrul ăsta, adică să fie niște măsuri încât să-i ducă în direcția asta. Mă refer în mod deosebit la cei mici, că acolo sunt problemele, dacă vorbim concret fără discuție. Iar noi avem, hai să fim cinstiți, avem probleme. Drumul de la producție până la piață presupune mai multe etape, din care unele, în momentul de față, la noi lipsesc. Transport, depozitare, conservare, sortare, marcare și chiar ambalare. Că și ambalajul e, de fapt, branding-ul. Parcă asta era rolul Casei Unirea. Casa Unirea, hai să fim serioși. Casa Unirea, de la început, era rolul ei, Casa Unirea a fost de la început o furăciune. Aici trebuie să creezi stimulente către actorii privați din piață, să creezi pârghii de natură fiscală sau pârghii de natură comercială către agenții privați. Casa Unirea este o... se și vede că e DNA-ul peste ei, da? Încă din prima fază, noi... A fost peste ei, acum e cu ei, adică sunt ei la DNA. Acum sunt ei la DNA, da? Da. Păi da, ei au făcut matrapa lucruri inclusiv în perioada anterioară, înainte de a veni noi la putere... În fine, să-i lăsăm. Da. Haideți să vă mai pun întrebări la fermier, că nu mai e mult timp și vreau să profit de prezența dumneavoastră. Cosmin Micu, să știți că e un tânăr fermier din Mănășturi, județul Arad, un fermier de succes. O să vă convingeți dacă mergeți în zona aia. Că din Mănășturi? Din Mănășturi, sat Mănășturi, comuna Vinga, județul Arad. Vinga. Un tânăr de 35 am fost de ani. Vinga. Am fost. Sigur trebuia să fi mers și la el dacă n-ați ajuns sau poate ați ajuns. N-am mergeți când aveți ocazia, că aveți ce vedea, e o fermă cam vest. Nu la audio, e public ce face el acolo și chiar e de urmat. A investit foarte mult și în depozitare și în partea de irigații, pe credite. Și zice așa, bună seara dumneavoastră, cât și domnului Orban. Este foarte trist că după 34 de ani de democrație încă nu avem o lege a arendei făcută funcțional pentru a asigura predictibilitatea fermierilor. S-au făcut legi în diverse domenii, iar agricultura este la coada clasamentului. În momentul de față nu există rentabilitate la prețurile actuale, indiferent de producție. Cu cât este producția mai mare și costul pe cultură crește direct proporțional. Silozurile în aceste zile ne provoacă pierdere zi de zi. Prețul la cereale este mai mic în extra sezon față de recoltă în ultimii 2 ani. Asta înseamnă pierdere curată. Și scrie un fermier care are partea asta de depozitare, are silozuri. Are silozuri, da. Cred că undeva la 30.000 de tone poate depozita. Mm-hmm. Și a investit bani luați de la bancă. Adică banii scumpi, nu banii ieftini. Domnul Olteanu, Cosmin Olteanu din Prahova, spune așa că vă mulțumește și dumneavoastră că sistemul antigrindină a fost oprit, s-a demonstrat că acum ne plouă. Știți că a fost o întreagă nebunie cu sistemul ăsta antigrindină. Deci provoca, sunt anumite date statistice, nu am formulat eu, dar sunt anumite date statistice care arată că oprește ploaia sistemul antigrindină. Chiar dacă are efect, să spun, să împiedice o cădere de grindină, dar poate să-ți oprească ploaia o perioadă mai lungă de timp. Bun, haideți să ne întoarcem. Deci, încă o dată, da. Guvernul trebuia să fie foarte ferm. Nu trebuia să permită vânzarea cerealelor din Ucraina la noi. Pentru că în momentul în care ai permis vânzarea cerealelor, mai ales că ai închis ochii la vânzarea lor la negru, adică practic fără taxe, fără nimic, normal că ai căzut prețul aici, trebuiau compensările atât prin banii veniți de la Uniunea Europeană, care sunt mult mai puțin în raport cu nevoile reale, trebuiau făcute compensări inclusiv din buget.
pentru fermier, pentru că ai perioade, ai conjunctură. Asta este în agricultură, ai conjunctură în care prețul scade, să spun, din anumiți factori. Pe de altă parte, întotdeauna se, mâncarea își va găsi loc pe piață. Întotdeauna va exista o cerere consolidată pe termen mediu și lung pentru tot ceea ce înseamnă roadele pământului. Problema este ca statul să intervină numai atunci când sunt conjuncturi care într-adevăr sunt defavorabile ca să sprijine fermierii, pentru că într-adevăr nu poți să suporți 2 ani, 3 ani de pierdere, chiar dacă să spun. Deci încă o dată, gândirea în agricultură trebuie să fie o gândire care să fie nu pe un an de zile, ci o gândire pe o perioadă mai lungă de timp. În ceea ce privește arenda, a fost o lege care a încercat să impună contracte pe 7 ani de zile, cu care eu n-am fost de acord, recunosc. Asta nu înseamnă că nu sunt de acord să nu se facă contracte de arendă pe o perioadă mai lungă de timp. Pe de altă parte, astea trebuie negociate liber, nu trebuie negociate în baza unei legi care să oblige un proprietar să-și arendeze terenul pe o perioadă de 7 ani de zile, pentru că arendarea terenului înseamnă, practic, lipsa de posesie asupra terenului respectiv. Înseamnă inclusiv transferul plăților pe terenul respectiv către cel care lucrează terenul respectiv. Înseamnă, practic, și eu că, practic, dacă depinde și cum faci contractul ăsta de arendă pe o perioadă lungă de timp, că poți să faci contractul de arendă cu o sumă variabilă, adică în funcție de producție. În funcție de producție, în funcție de mai mulți factori, da? Astfel încât să ai o garanție tu, ca și proprietar de teren, că obții de pe terenul respectiv un venit. Eu nu sunt împotriva contractelor de arendă, dimpotrivă. Chiar sistemul ăsta de arendare este un sistem care funcționează, pentru că, din păcate, sunt foarte mulți proprietari de teren care nu-și lucrează pământul, care nu vor să renunțe la pământ, nu vor să vândă pământul și îl dau în arendă. Uitați ce ne scrie telespectatorul nostru, domnul Micu. Nu ajută proprietarii români. Lipsa legii arendei ajută fondurile de investiții. Acum știți cum e. Fondurile de investiții investesc unde există profitabilitate foarte mare. Da. Sunt fonduri de investiții care au cumpărat ferme românești, care au cumpărat, au făcut investiții. Numai că fondurile de investiții, în general, vin și pleacă. Ele, practic, achiziționează acțiunile de la o anumită societate, îți cumpără o anumită societate și o vând când o aduc pe profit. Aici, încă o dată spun, eu recunosc că sunt foarte multe dependențe ale fermierului român, atât pe partea de input-uri, cât și pe partea de output-uri. Foarte multe dependențe care țin de politica agricolă comună care este decisă la nivel european, dar și de conjunctura de piață care există în diferite situații. Aici trebuie o politică foarte atentă și foarte flexibilă din partea guvernului, astfel încât să dea răspunsuri potrivite pentru diferite situații cu care se confruntă fermierii. În perioada pandemiei, când a început pandemia, ați fost premierul României și a fost, cred că, probabil pentru cei mai mulți dintre noi, cea mai dificilă perioadă din ultimii ani. Au fost foarte multe constrângeri, restricții și așa mai departe. Pe partea asta de import de alimente, știu că ați căutat să creați și niște fluxuri pentru a nu se ajunge la o stare de exasperare nejustificată în momentul ăla. România a fost blocată. România, Grecia și Bulgaria a fost blocată. S-a creat o interdicție de circulație pe Cehia, Ungaria, Slovenia, care practic aproape a izolat România de restul lumii și a distrus toate lanțurile logistice și toate transporturile de mărfuri care existau între zona noastră din sud-estul Europei și restul Europei. Acolo peste pupă a fost și secetă în 2020. A fost secetă în 2020, o secetă destul de severă și a trebuit să compensăm fermierii. Din păcate, eu n-am mai fost premier, mă țin de cum să-i compensăm și pe cei pentru culturile de primăvară și guvernul care a venit după mine nu le-a mai acordat compensările. Dar compensările pentru culturile de toamnă din anul anterior, da, le-am acordat și le-am acordat la un nivel rezonabil, spun eu, astfel încât să pot să asigur viabilitatea în continuare a fermierilor ale căror suprafețe au fost afectate de secetă.
Dacă veți ajunge președintele României, pe cine veți propune ca ministru al agriculturii? Știu că premierul vine cu lucrurile astea, dar mă gândesc că din experiența pe care indiferent cine va fi ministrul agriculturii, în primul rând, normal că obiectivul meu este ca președinte să formez un guvern liberal, de orientare liberală, iar indiferent cine va fi premier și indiferent cine va fi ministrul agriculturii, voi fi extrem de apropiat și de atent la tot ce se întâmplă în agricultură. Vă spun încă o dată, România are un atu foarte mare pentru că nu numai suprafața agricolă mare, dar există o tradiție, există o mână de lucru care s-a dezvoltat, s-a calificat, o mână de lucru care, chiar dacă mulți dintre ei lucrează afară în momentul de față, dacă generezi niște proiecte solide, poți să întoarcă, să constituie ferme în România. Deci noi avem o resursă de dezvoltare fundamentală în agricultură la care nu trebuie să o neglijăm și pe care trebuie să o utilizăm în mod inteligent. Investind și în procesare, investind și în utilizarea superioară, să spun, a produselor agricole, investind în zootehnie, investind în procesare, în industria agroalimentară. Bun, îmi spune cineva, domnul Soare din Constanța, că în perioada cât a fost ministrul agriculturii, domnul Oros, nu s-au mai finanțat investițiile pentru reabilitarea infrastructurii principale de irigații. Asta e total fals. Noi am alocat în anul 2020. Păi, dar nu are informații corecte. Noi am alocat în 2020 pentru investiții în infrastructura primară de irigații 300 de milioane. Peste 300 de milioane am alocat. În condițiile în care alocările în anii anteriori au fost de 110-120. Adică noi am avut o alocare aproape de 3 ori mai mare decât alocarea lor. Noi de altfel am și repornit stații de pompare care nu mai funcționau de nu știu când, în Călăraș, în Ialomița, inclusiv eu am fost prezent la repornirea stațiilor de pompare, în care am descoperit că erau motoare la pompe de producție 1976, vă dați seama. Mai sunt și acum, să știți. Și acum mai sunt. Astea toate trebuie investiții aici, nu e complicat. Sunt sisteme moderne, poți să folosești energie verde, care practic o iei de la soare sau de la soare în special panouri solare fotovoltaice pe care poți să asiguri practic aproape 0 lei pe mișcarea apei. De asemenea poți să generezi și alte proiecte adiacente canalelor de irigații și evident trebuie să folosești tehnologii moderne de irigații. Vă dau un exemplu. Canalul Siret-Bărăgan, pe părerea mea, încă nu trebuie abandonat, trebuie gândit, numai că nu mai poți să-l gândești ca și canal navigabil, că nu mai are Siretul debitul pe care l-avea în urmă cu 30 de ani sau cu 40 de ani. Îl regândești. Nu mai poate să irige ce suprafață te-ai gândit tu că va iriga, dar oricum poți să-l folosești ca să-ți irige o suprafață. Inclusiv, de exemplu, canalul Dunăre-București. Era un canal care avea, pe lângă funcția de canal navigabil care asigura legătura pe Dunăre, avea funcția de irigație și de asemenea avea microhidrocentrale, de producție de energie electrică în 5 trepte de microhidrocentrale. Adică era gândit ca un proiect multifuncțional, cu mai multe utilități, nu numai de canal navigabil. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre. Vreau să vă mulțumesc mult pentru prezență, pentru participare. Luăm pauză, câteva minute și după ne vedem cu ministrul agriculturii, domnul Florin Barbu. Un pas înainte reprezintă pentru noi încrederea partenerilor noștri în produsele oferite de Universal Group. Suntem partenerii cultivatorilor care își doresc produse de calitate.